Fraților, bine v-am găsit la un episod de pe acest canal, numele meu este Infinity și nu uitați să apăsați un like dacă mai aveți în continuare video din astea informative pe care eu vreau să, prin această cale în care eu vreau să vă anunț pe voi cu anumite chestii foarte mișto sau să vă mai aduc la cunoștință câteva chestiuni. Înainte de toate, nu uitați să intrați în echipa mea de Fortnite E9. Aveți grupul de Discord în descriere, mă găsiți acolo și pe mine și îmi trimiteți mesaj în privat. Mai infinit vreau și o să intru în echipa ta și o să facem niște teste împreună și cine știe, puteți intra chiar în echipa mea. Deci aveți grupul de Discord în descriere, intrați acolo. Și astăzi ce vreau să facem, vreau să facem o promovare serverului Gamivo, un server foarte mișto pe care puteți să vă cumpărați destul de chestii, puteți să vă cumpărați codul de activare de la jocul pentru Steam, puteți să vă cumpărați chiar un cod pentru Nvidia GeForce Now. Știu că foarte mulți dintre voi vreți să aveți FPS-uri mai multe în jocuri, vreți să aveți chestii mai bune, vreți să fie totul mai bun, adică vreți să aveți un PC slab și vreți să vă meargă jocurile mult mai bine. Dar nu aveți bani de un PC sau de un upgrade la PC-ul pe care l-aveți voi. Așa că GeForce Now este soluția. Care, ca să primești codul, va fi un cod care trebuie să bagi într-o aplicație. Trebuie să faci o aplicație pe site-ul oficial de la Nvidia și codul poate să-ți vină în 2, 4, 6 luni sau chiar 10 ani. Pentru că eu am încercat, am făcut în ianuarie și nu mi-a venit codul nici până în luna aceasta, luna iunie, nu mi-a venit codul absolut deloc, nada zero. Deci nu mi-a venit codul și vă asigur că nu este țeapă acest cod, deoarece eu l-am cumpărat și puteți observa că am început să filmez Fortnite și că am foarte multe frame-uri în Fortnite. Nu mi-am cumpărat PC-ul nou, nu am făcut nimic la PC-ul meu, mi-am cumpărat acest cod de la Nvidia GeForce Now care trebuia să-l primesc prin e-mail, dar nu l-am primit gratis, așa că l-am cumpărat și merg FPS-urile mult mai bine în jocuri. Dacă vreți să vă arăt cam cum e aplicația de la GeForce Now, o să vă arăt, o să deschid aici Nvidia GeForce Now aplicația și o să vă arăt cam cum se deschide interfața și toate. Deci avem aici jocurile, vă amintesc că jocurile astea pe care vi le arăt aici și probabil voi nu le aveți, nu puteți să le să dați play pe ele pentru că vă bag automat dintr-un joc, vă bagă mai întâi pe Steam. Adică voi deoarece când dați play pe un joc, vă bagă pe un desktop, care e un calculator de la Nvidia. Adică hai să vă explic, dacă nu știți ce înseamnă Nvidia GeForce Now, hai să vă explic acum. Nvidia GeForce Now, teoretic, PC-ul tău, prin această aplicație, se poate conecta prin internetul tău, la un calculator foarte performant, la un mai mult, nu un calculator, la o bază de date mai mult, de la Nvidia. De la cei de la Nvidia. Și cei de la Nvidia au cele mai performante baze de date, cele mai performante plăci video, vă dați seama, deci mă joc teoretic acum pe un RTX, toate bazele de date sunt la fel, deci toate au acest RTX 2080 Ti, din câte am înțeles, și un fel de i9 sau ceva de genul, toate au chestia asta, deci toate vă merg la fel. Vă bagă pe un desktop și acolo vi se deschide automat Steam-ul și va trebui să vă logați cu Steam-ul. Steam-ul va rămâne logat, deci voi puteți să rămâneți logați pe Steam. Dacă dai play în Fortnite, te bagă mai întâi pe Epic Games să te loghezi și după aceea se deschide Fortnite-ul automat. Deci totul este bine și frumos, dar problema este că dacă vreți să vi se miște foarte, foarte bine, va trebui să aveți și un net destul de bun, adică un net pe măsură, trebuie să aveți un net cât decent, adică puteți să faceți mai întâi un speed test ca să aflați cum vă merge netul și na, aici poți să aflați dacă netul este cel puțin peste 100 și download-ul și upload-ul și ping-ul între 0 și 50 o să fie super bine. Uitați, eu am ping 20, deci este ok. Momentan mie merge cu 200, dar de obicei merge cu 1000, numai că acum am și Discord-ul și Steam-ul și mai și filmez și mi-a destul de mult. Și o să vedem și upload-ul cât este la mine. Deci
viteză cam așa, adică să nu scadă sub 100, nici upload-ul să nu scadă sub 100 și ping-ul să fie între maxim până la 50. Dacă este după 50, nu prea este bine. Deci, recomandat ar fi să folosiți net 5G, dar la noi în România acum nu este, din păcate nu avem ce face. Dar trebuie să aveți cam cum am eu acum, minimum, ar veni minimum, pentru că eu am mult mai mare, dar am toate chestiile astea punite, adică cu Discord oprit vă asigur că vă fie mult mai bine, pentru că Discordul ia foarte mult din internet, din viteza internetului. Și dați pur și simplu, cumpărați, o să vă dea un cod pe care puteți să-l copiați și aici căutați Nvidia GeForce Now, ăsta, Redeem, veți intra aici, veți dat aici Redeem Instructions, vă va ajuta aici pe site-ul oficial, pentru că teoretic vă dă un cod oficial, nu va fi ceva cracat. Și vă bag aici, pe interfața asta, trebuie să vă logați, zicem că intru cu contul meu și vă va băga aici, unde o să băgați codul, acel cod pe care îl aveți voi și vă asigur că nu merge codul acela. Și pentru că eu l-am băgat deja. Și veți băga promo codul aici și dați să cumpărați și după aia vă bag automat să vă instalați aplicația și să faceți toate celelalte chestii și blogarea pe Nvidia și toate chestiile astea. Și mie mi se pare un preț foarte decent pentru ce oferă, adică momentan este în versiunea beta, de obicei ar trebui să coste vreo, acest fie abonament să coste vreo 50 de euro pe an, pe lună și sau chestii din astea, dar mie mi se pare momentan în versiunea pe, în care este acum, este un preț extrem de bun, undeva la 20 și ceva de lei, 20, între 20 și 25 de lei, 25 de lei chiar sunt 5 euro, deci între 20 și 25 de lei mie mi se pare foarte bine pentru ce oferă, pe lângă o placă video care poate să coste și 20 de milioane, deci eu vă zic că este foarte, foarte bine și că se merită din plin. Aveți site-ul în descriere, chiar link-ul exact unde să ajungeți aici la Nvidia GeForce Now. Dacă vreți să vă căutați și altceva, alte chestii, puteți să intrați direct aici pe site-ul Gamivo și puteți să vă găsiți aici foarte, foarte multe chestii. Eu vă asigur că nu este țeapă chestia asta cu Nvidia GeForce Now, mi s-a părut și mie țeapă la început, dar am mai avut prieteni care au cumpărat și a fost super ok. Deci, vă invit să uitați, vezi, de fapt și aici tot ce trebuie, vedeți, site-ul și chestiile astea de la Nvidia, cum să dați redeem pentru promo code. Deci, fraților, cam asta și este și cu acest episod. Voi când ați cumpărat, apropo, by the way, când ați cumpărat aici, nu vă recomand să vă băgați protecția asta care vă va băga la 8 euro, pentru că nu, cei care oferă chestiile astea nu, oricum nu vă dau prea multă țeapă pentru că au rating. Deci uitați-vă mai întâi la tip, dacă tipul de la care cumpărați are rating foarte mare, nu mai băgați protecția aceasta care este încă 4 euro în plus și, și e degeaba efectiv. Fraților, noi desigur ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa, pa!